Win egal cu un cadou cu 50 de skin. Frate, dacă facem win, sunt cel mai fericit. Salutare, băieți, bine m-am regăsit la un nou mare clip. După cum vedeți, astăzi este ziua cea mare. Astăzi este ziua în care vedeți un default în lobby și deja știți ceea ce o să fac, cred. Bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi, din câte vedeți și în titlu și în thumbnail, fac un mare, mare challenge cu Adeline defaultul care este cu mine pe Discord. Și o să vă salut în următoarele secunde. Salut, Adeline! Salut! Salut, așa, frate! Sper că l-auziți la fel ca mine. Nu l-auziți mai tare sau mai încet. Dacă l-auziți mai tare sau mai încet, îmi pare rău că are microfon pârnaia Adeline. Mai zice ceva, Adeline? Salut, frate! Eu sper că s-aude bine. Bun, de câte vedeți în titlu, să nu mai lungim, astăzi noi ce o să facem? Avem pe stânga aici roata norocului, așa în ghilimele, și am pus lui Adeline niște cerințe. El, având în vedere că este default, să joacă de două zile Fortnite, așa mi-a spus, zice că, povi, intra și mie pe dreapta un cont. Eu îi zic, ei, văruțu, stai așa, că mi-a picat fisa, că eu n-am mai primit de mult mesaje de la default și de asta mi-a picat fisa. Cine e default, dați-mi mesaje că vă ajută să pasac pe toți. Bun, trecem la challenge, da? Challenge-ul este să dau aici la roata norocului, o să vă arăt în câteva secunde, și lui Adeline ce challenge îi pică. Dacă îl face, va avea un cadou de la mine, gift, battle pass, skin, cont și multe alte chestii, ok? Înainte de ce apă videoclipul ăsta, nu uitați să dați și voi un like, să vă abonați la canalul clopoțel, să lăsați un comentariu cu părerea voastră despre acest videoclip, un follow pe Instagram și dacă vreți să mă susțineți cu ceva, puteți cumpăra codul meu pe shop Ovi gratis, mă pasac, puneți păstorii cu tag pe Instagram la Ovi pasac și eu vă dau drept răsplată un mic aduleț din respect pentru că a făcut gestul ăsta, s-a băgat ori pața pe shop, să dați accept. Atât, ok? Bun, trecem la roata norocului și vă doresc o vizionare plăcută. Bun, mă, băieți, am revenit. Suntem aici pe roata norocului online-offline cu prietenul nostru Adeline pe partajare și arătăm ceea ce are el șansa să câștige. Vă arăt și vouă în același timp și let's go. Adeline, mă auzi? Da, frate, te aud. Așa, bă, din câte vedeți și voi băieți de la clip, Adeline știe că filmezi și e foarte emoționat, deci nu luați în vedere cum reacționează și hai să explic și lui și vouă ce are. Uite, Adeline, ai aici 5 provocări, da? Ai în felul următor, te duci în 30 de FPS-uri și faci win, îți fac cadou un cont cu 50 de skin-uri, sper că e de ajuns să-ți dau un cont cu 50 de skin-uri, mai mult l-am găsit și eu. Te duci doar cu shotgun-ul și faci win, îți dau gift battle pass, te duci cu setările mele și faci win, îți dau gift de 2000 de V-Bucks, te duci cu sensitivitatea 0.1 și la fiecare kill îți dau câte 200 de V-Bucks gift și te joci normal și joci fără niciun challenge, pardon, și faci win, îți dau cont cu Black Knight. Dacă pică asta, ai noroc, adică e cam greu să pice asta, cam pus șansa mică, ok? Bun, hai să dăm rolit și să vedem ce-i pică lui Adeline. Opa, de unde să dă? Nu știu unde să dă. Păi nici nu. Gata. Ia de ce pică, zi repede. Nu știu, să ne jucăm. Te joci în 3 de FPS-uri egal win, egal con cadou cu 50 de skin-uri. Bă, sincer să fiu, asta voiam să pice și eu. Tu ce voiai să pici, Adeline, zi sincer. Asta, frate, voiam. Hai, zi sincer acum, nu zi pentru filmare, zi sincer. Asta voiam, frate, să pice, vreau cont. Pă bune, nu vreau să zici ceva pentru filmare, zi sincer dacă voia asta. Pă bune, asta voiam. Mai dăm o dată să vedem ce mai pică așa la mișto și acum facem challenge-ul. Ia să vedem ce pică. Te joci doar cu shotgun win egal give battle pass. Asta a picat a doua oară, poate îi face și a doua parte cu alt default. Care vrea, lăsați un comentariu. Și acum ce să zic, prietenul meu Adeline, hai să trecem și noi la challenge. Te-aș ruga să îmi dai partajare în timp ce te joci, ca să văd că ai 30 de FPS-uri only. Te duci, uite aici la setări, cum vezi pe partajarea mea, și pui aici 30 de FPS-uri, ok? Foarte, uite. Îi dăm apply amândoi și trecem la joacă, revenim din meci. Da. Gata, băieți, ne-a băgat în meci frumos, suntem cu Adeline pe dreapta aici și eu m-am decis să fac ceva care poate pentru unii din videoclipul acesta nu o să fie frumos, dar eu așa consider. Eu m-am pus pe 60 de FPS-uri pentru că vreau să vadă filmarea cât mai bine, pentru că filmarea mea este 60 de FPS-uri și mă joc și eu în 60 ca să fie mai bine, că challenge-ul este pentru Adeline. Adeline mi-a dat aici partajare, îi văd acolo FPS-urile, are 30 fixe, că vă dați și pe seama că nu-i scade deloc dacă are 30 de FPS-uri. Cred că are 30, eu văd 30, acum nu știu, poate mă steală ochiul. Are 30 de FPS-uri Adeline, eu joc în 30, eu joc în 60 și pentru el este challenge-ul. Hai să vedem ce ne iese, vizionare plăcută încă o dată și sper să nu vă supărați că mă joc eu în 60 de FPS-uri, dar n-am cum să mă joc în 30 că se vede urât pe filmare și vă deranjează pe voi la ochi, știți? Deci ochiul e cel mai important în băieții și hai să ne jucăm. Oricum eu sunt player 240 de Hz și credeți-mă că mi-e greu să mă joc și pe 60 de Hz, dar pe 30. Deci let's go. Adeline, mă auzi? Da, te aud.
Așa, brother, hai, acum lăsăm spectatorii videoclipului deoparte, vorbim noi doi. Ia zi, ești pregătit să dăm unul împreună sau nu ești? Pregătit, dar oricum, pentru mine e simplu, că eu mă joc în 40 de FPS-uri. Ce faci tu? Eu mă joc mereu în 40 de FPS-uri și e simplu pentru mine. A, tu ai 40 de FPS-uri normale sau acum? Da, normale. A, lol, păi și tu, acum cât ai, 40? Nu, am 30. A, credeam, eu... credeam că calzi challenge-ul, că eu văd că pe partea mea că ai 30. Poate, dar eu... Auzi, ia stai un pic. Dar ce-ar fi să-mi faci schemă, să-mi pui poză cu Fortnite-ul și să apară că ai 30 de FPS-uri? Că eu acum nu văd jocul cum te rogi, eu văd cu poza. Nu fac schemă, nu fac schemă. Nu faci schemă? Bine, mă, frate, bine. Glumesc cu tine, am încredere în tine pentru că mereu am avut abonați de treabă, abonați de încredere și nu cred că îmi dai schem. Dar de ce spui tu că ți-e ușor să te rogi și că tu de obicei ai 30 de FPS-uri sau cum? Da, da, eu n-am calculator așa bun să mă joc, na. Nu am o stare financiară foarte bună. Tu câte FPS-uri te rogi? În 30 sau ești tu măcar 50, 40 pe acolo? Cam așa. 30, 40. Am înțeles, adică tu te uitai la Fortnite dinainte și acum te-ai cumpărat PC-ul sau cum? Da, da, da. Am înțeles, tu acum te-ai cumpărat PC-ul, dar până acum te uitai la Fortnite pe YouTube. Și de când te uiți la mine? De vreo 2 săptămâni, cam așa. A, păi ești abonat nou cum ar veni, îți place de mine? Da, nou. Da, îmi place și Caterin, că rău. Ia, ține și tu acolo big-ul ăla. Așa, și cum, hai să vedem. Cum, să pune, cum dau să pun ăsta? Așa, uite, pui, dai pe că eu l-am pe că nu știu pe ce l-ai tu. În caz că nu faci win, ce faci? Că nu mai dau cont. Că să fiu supărat. E supărat, hă? Îți dai seama și da. Tu acum, cred că ești emoționat că te-am ales fix pe tine de aici, după Discord. Da, sincer să fiu, tu m-ai ales pe mine, că tu mi-ai dat mesaj. Dar na, eu ți-am răspuns și ești bucuros, dar dacă pierzi challenge-ul, ce ai făcut? Rămâi fără cont. Mai asta zici? Vreau să te las pe tine să te bați, eu nu o să mă bat ca lumea în player, da? Că vreau da, să faci da, da, mă bat fie, încerc așa. Să mă bat. Dacă nu știi, deci... mai te ajut eu, când ai nevoie de ajutor, îmi spui, help, Ovi, help, așa să-mi zici. Da. Deci, ca să pun... Da, 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 înseamnă ajutor, parcă, nu? Da, ajutor înseamnă, bravo, știi engleză, câți ani ai? Am 9 ani. 9 ani? Mamă, ești băia mare. Da. Spune. Eu, cum fac să pun construcție? Trebuie să apăs pe aia și după pe click stânga, nu? Păi nu, ca să pui construcție... Deci tu dai pe bindul pe care l-ai, cred că ai contul făcut de azi sau de 3 zile când zici tu că l-ai făcut. Pe ce te apare ție că ai scara? Ai acolo de la arme mai sus, ai scară, perete, vădea? Da, pe cât? Pe cât arată și de scara tot ca la mine ți-o arată. Păi dai C și dai click și o pui. Poți? Hai că poate mă, hai că e ușor. Dacă ne iese unul, nu mai ești default. Sper să fii fericit că te ajut, că am ajutat foarte mulți defaulti de când fac eu YouTube și să știi că foarte mulți dintre ei nu au fost recunoscutori. Le-am dat conturi, gifturi, nu știu dacă mă crezi și nu mă lau prin chestia asta, dar am dat mai multe gifturi decât am eu skin-uri pe cont și am multe skin-uri. Adică am dat mai mult de 200-300 de skin-uri gift și la toți la care le-am dat gift, frate, nu au fost recunoscutori. S-au mă uitat la mine o săptămână, două, o lună și după aia ești nebun, nimica. Mă scuz că am înjurat, dar e stresant. Ce e asta, mă? Dacă intri în ea, nu dă viață? Nu, că mori, nu-ți dă viață. Aole. Nu, dar aia te omoară, îți dă un damage pe secundă. Primul cerc îți dă un damage, al doilea cerc îți dă iar un damage, al treilea cerc îți dă câte 2, al cincelea îți dă câte 5 și al șaselea îți dă câte 10, parcă. Sau al șaptelea îți dă câte 10. E rea zona aia. Da, da. Hai să batem pe ăștia de aici. Aolo, stai așa, mi-e frică. Nu sunt plăie așa, sunt boți. Bagă-te pe ei ca lumea. Ia bate tu. Hai că te ajut eu că mă contași bine. Am omorât unul. L-am pus. Nu e player, mă, nu e player, mai te iei emoționa, că nu e player ăsta. L-am pus cloak de ăsta, ce e ăsta cloak de ăsta? E că gen e pe vine cum ar veni, dacă te pune cineva în ochi, e stai pe vine așa și îți dă unul revive al tău, adică te învie, știi? E amuzant să mă joc cu oameni care s-au apucat de Fortnite și îmi doresc foarte mult. Dar să știi că n-am mai primit de mult un mesaj la un default să-l ajut și îmi pare rău. Dar asta e, uite, ai venit tu acum. De unde ești? Eu sunt din Călăraș. Din Călăraș? Mamă, și e frumos acolo la Călăraș, e frig, e cald, cum e? E frig acum. Bună, avem playeri, hai, vină cu fa.
Da, stai așa că vin. Ia, bagă-te pe ei. Hai, dă-line, dă-i. Try hard, așa m-au zis că să zice. Da, da, adică încercare grea să traduci. Ia. Ia. Îl bat? L-am bătut! Mă, l-am bătut de limpă ăsta. Lua, l-ai bătut pe ăsta. L-am bătut, i-am dat și o trunc, m-am auzit că zic ăștia buni. Da, da, hai că ăștia buni. Trunc. Bravo, mă, bravo. Ești băia mare. Bravo ție. Da. Îți dai seama așa ceva să facem mâini? Cum ar fi? Frate, dacă facem mâini, sunt cel mai fericit. Tu ce ești mai fericit? Uite, o întrebare pe care o pun mereu, oricărui abonat. Ce ești mai fericit? Că primești ceva de la mine? Sau că te joci cu mine? Bine, mă joc cu tine, frate. Te joci cu mine? Da. Mersi. Așa spun mulți, dar unii min, din păcate. Tu eu poate nu min, frate. Bine, mă, să vedem cine știe. Poate îți dau contul și după aia deja încerc să mă juri și te prefaci că ești default. Cu tine poate rămân prieten, dar contul nu vorbesc cu el, nu mă joc cu el. Sunt doar skin-uri alea. Da, frate, așa e. Ești deșteptul pentru noua noite. E un bot și îl cheamă Mandalorian. Și eu am pus numele Mandarină. E mai ușor de pronunțat. Ce zici tu, Mandalorian? Mandalorian. E bine așa? Lasă așa, mandarină mai bine. Mandarină. Așa, ai văzut că e mai ușor? Ușor. Auzi? Mandarină. Ai cu colegi, ai prieteni care se iau de tine că n-ai skin-ul sau n-ai treabă? Da, să ia de mine mereu că n-am skin-ul, că sunt default. Dar eu nu mă supăr pe ei. Depinde, sunt două tipuri de prieteni de ăștia. Sunt prieteni care râd de tine în glumă ca prietenii și prietenii aia falși care râd de tine pe bună, adică chiar îți dau bully, știi? Nu mai pot să urbă. Frate, Ovi. Gata. Ia ce ăsta? Ăsta e drop, așa se numește, drop se numește ăsta. Și îți dă niște iteme mai OP. Alea te aruncă, dacă o pui sub tine te aruncă. Și îți mai dă și heal. Ia. Nu, nu pune, bă! Mamă, uite player aici, player la mine, uite aici. Hai, bate. Hai, bate, nu trebuie să vezi eu, vreau să te văd. Da, așa că nu-l văd eu până acolo. Nu vezi ce mai fac? Dă-ți de la sub tine, dă-ți de la sub tine. Ia uite-mă, îl bat. Nu, dă-i. L-a bătut, frate. L-ai bătut, mă, Adeline? Păi, dar pe mine mai trebuie atât de mai Madeline, mă, mai văzut pe mine unde era? Păi ai dat cu bila aia, tu te-ai dus în față și pe mine mai trimis în lac acolo să mă spăl. Mă, te-ai spălat? Aruncă-te pe ăla. Ulu, ce asta? Mamă, bă, mor! Nu mor, mă, brodere. Dumnezeu. Uite player aici, ia bate-l. Vezi că are sniper ăsta, ai grijă. Ulu, are AVP, adică nu sniper, că mai e unul, uite acolo. Acolo. Ia. Uite acolo, te-am pus pin. Mă bate. Nu duc să-l bat. Hai, bate. Bă, nu te duci sigur că mori. Nu mor, că eu îl bat, că sunt bun. Bine, mă, te-l bat. Îl bat. Uite așa. L-ai bătut? Da, pickaxe. I-a dat pickaxe. A, nu i-a dat pickaxe. Hai, că mai vine unul. Mama, are deja 3 kg la Adeline. Bravo, Adeline. Mai vine unul. Bate-l. Hai, bate-l, Adeline, că mai vine unul. Stai că îți sparg eu peretele, gata. Ba, ce gras e ăsta. Sunt mai gras ca el, oricum. Gata, Madeline, bă, impresionant, văd că ai 4 kg deja. Vezi că ești bun, Madeline. Pă bune. Ești pro player. Bravo, ție. Ce ar fi să dai ui? Cum ar fi? Aș fi fericit. Madeline, mă auzi? Da, te aud, frate. Hai să mergem în zonă, frumos, pe spate. Undeva pe high ground, că te învață pe asta cum să faci win. Opa, dă unul după mine. Ai drowned de la? Uite, dă după mine. Dă după mine mai mult, bate, hai. Dar că ai și spate player, ai grijă. Te ajut? Îi bat pe amândoi, nu, îi bat pe amândoi, lasă-mă. Uite, e abuzat de lini, bravo Adeline, bravo, unul mort. Ce se întâmplă dacă dau ei? Vă... Acolo e cardul și îl vezi pe al lui. Uite-l pe al lui aici la mine, vreau și bate-l. Uite, s-a băgat în nisip, uite-l. Ia, moară. Bravo, Adeline. Mamă, are 6 kg Adeline. Ia-l tu că tu l-ai bătut, nu mi-e la mine, ia-l tu. Bă, Adeline, suntem 1 vs 1. Bă, Adeline, bravo, mă. Ai avut dreptate că tu ești obișnuit cu 3D de VBS-ul. Ești mare boss. Dar uite-te la armă asta, ești că e crocodil. Ia peștele, lasă crocodilul. Ia peștele la limitare, așa. Ce e crocodil? Ce e crocodil? Ce, ia uite. Zici că e crocodil. Bun, hai să vedem unde e ultimul. Mamă.
Mama, Adeline, mâncați-aș gura ta. Stai că plăi în spate, Adeline, stai un pic. Nu mai te băga așa, Nic, ăsta poate e bun. Ce duce Adeline al meu? Vino cu asta, ne dăm cât un pic și... Mă urmă, Adeline, sau nu mă auzi? Te aud. Ia high ground, ia high ground și nu-l omorăm, îl ține până în ultima zonă, ia high ground. Știi ce e ăla? Așa, nu așa că te omoară, bă, vină mă înapoi. Vino după mine, Madeline, vino după mine. Nu pot să-i trag. Cui, mă? Nu l-am urmă. Așa. Ce făcut, frate? Aoleu, m-auzi? Nu te aud! M-auzi? Mamă, ce sunt? Mamă, frate, am primit 100 de V-Bucks! Aoleu, ce mă dă faci așa, Adeline? Mamă, ești nebun! Aoleu, bă, Adeline, am câștigat! Mă auzi, mă, Adeline? Da, frate, da, te aud! Ai câștigat, mă, ce-ai făcut, că te-ai blocat, ai... Nu știu ce am făcut acolo. Bravo, mă, Adeline, mă. Acum ce trebuie să fac eu? Să-mi dai cont, da, da, să nu-mi dai... cam. Hai, mă, Adeline, hai că-ți dau cont, ți-am promis. Hai, să vedem să te bagem pe Fortnite. Mamă! Mamă, te-a băgat pe cont? Mamă, cât de sinuream! Mă mai auzi, bă? Mamă, da, bă, da, te aud, ești nebun! Nu mă băgă seama acum. Îl face contul. Dă partajare, dă partajare. Sau lasă, intră în lobby. Ești fericit, mă, Adelin? Ia uite, mă, ce skin am! Mamă, ești leu! Ce ești acum, leu sau lup? Eu loc de-astea, eu te face pipi. Bă, ce să zic, Adeline, sper că ești bucuros. Sper să-ți meargă contul foarte mult timp. Că mai am contul care nu merg mult timp. Și să fii sănătos, frate, ți-am dat mare cont. Nu știu câte skin-uri ai, să ți le numeri, să spui în privat. Că sunt și eu curios, cred că ai 40 de skin-uri. Și sper că te-a plăcut challenge-ul tău cu 30 de FPS-uri. Și poate o să ai un pic mai bun pe viitor. Să te rog și tu mai multe, ok? Da, sper, da. Hai, pa, pa, Adeline, salută și tu băieții care se uită la clip. Ia spune-le ceva. Vă salut, fraților, Ovicrate Opațac pe shop și dați like, subscribe, toate astea să facă Ovi 50 de cabă, pup! Bun, mă, băieți, cam asta a fost și videoclipul, sper că v-a plăcut. Nu uitați că dacă v-a plăcut puteți să faceți și voi un mic review la acest videoclip, apăsăm butonul de like, subscribe și comentariu. Am făcut un copil fericit, cred că am făcut cu adevărat un copil fericit după reacțiile pe care le-a invocat în acest videoclip. Vă pup, like, subscribe, share și o săptămână frumoasă, mirabuloasă și productivă vă doresc. Ovicrate Opațac pe WhatsApp shop, vă reamintesc, dacă vreți să fiți prietenii mei aici, dați un aduleț frumos mie și eu vi-l accept dacă îl folosiți codul pe shop, în semn de respect și nu uitați că cel mai important este să dați clopoțelul. Eu am fost Ovi Opațac și un weekend frumos vă doresc alături de familia voastră. Stay safe și să fiți sănătoși. Pa, pa!